Săptămâna asta începe la Sibiu cel mai important eveniment din lumea noastră a sportului cu motor cu două roți off-road. Se numește Red Bull Romaniacs. De 12 ani se ține competiția asta și este de departe cel mai greu raliu de hard enduro de pe planetă. Cum să vă explic eu așa, traducând pe limba fotbal, este ca și cum Cupa Mondială s-ar ține în fiecare an la tine în țară. Adică ai vedea pe toți băieții ăia mari, de la Messi la... Te vezi, i-ai vedea la tine în țară, i-ai putea atinge, i-ai putea mânca la masă cu ei, aici vorbesc strict de sportivi și de staff, i-ai putea atinge, i-ai putea întreba ei cum fac să fie atât de buni și mai ales ai juca cu ei pe același teren. Pentru că noi la clasele mai puțin puternice decât clasa pro, avem 75-80% din traseul lor. Ei vin la Sibiu, începând, sunt deja acolo, am și vorbit cu mulți dintre ei, sunt cazați, îmbrăcați, spălați și așteaptă cu nerăbdare prologul. Sibienii au înțeles deja de câțiva ani că prologul, adică celebrele calificări, ce se întâmplă pe bulevardul principal, care se închide, e o treabă de comunitate care duce mai departe și sibienii au înțeles să nu înjure că se închide circulația pentru câteva zile. Anul ăsta obstacolele, pentru că sunt foarte, foarte sofisticate, au fost puse, o să vă arăt poze mai târziu, deja, multe dintre ele sunt deja construite și ocupă o parte din carosabil. Imagini de anul trecut, să vedeți voi ce văd străinii despre țara noastră, pentru că imaginile astea fac în conjurul planetei. Și în sfârșit ne vedem și noi bine, dar ne vedem și din punct de vedere sportiv bine. Astea sunt imagini chiar de anul trecut. Imagini din prolog. Dacă nu treci măcar o tură peste obstacolele astea, primești o oră de penalizare în cursă. Noi ne batem foarte tare la prolog din două motive. Unul, trebuie să te califici foarte bine, să nu iei startul departe, suntem 400 la start. Și mă rog, dacă ești Dani, la prolog n-ai voie să greșești foarte tare, pentru că vei auzi foarte mulți oameni care strigă: bă, Dani, nu poți! Deci nu poți, te lași! A, nu sunt oamenii atât de rei. Astea sunt imagini chiar de pe casca unui competitor. Treci prin multe în cele 4 zile, plus una de prolog. Trece și motorul tău prin multe. Spectatorii chiar au ce vedea în povestea asta. Peste 600 de kilometri trebuie să facă sportivii în mai puțin de o săptămână și e vorba numai de off-road. Sunt și secțiuni mai rapide, cum sunt cele urmărite de elicopter, dar și secțiuni foarte lente, când ai 2 la oră. Ăștia sunt cei mai buni oameni de pe planetă pe care îi vedeți. De cele mai multe ori vin foarte, foarte chinuiți la sosire și tu te gândești, bă, dacă ăștia cei mai buni din lume vin sparți. Asta a fost finish-ul de acum 2 ani, într-o băltoacă imensă de apă. A fost interesant. Îi salut pe băieții noștri, avem români la start din nou anul ăsta. Eu împreună cu colegul meu anul trecut la echipe experți am reușit să facem podium din nou și îl salut și pe colegul meu. El e acolo deja, se duce să ia mirosul. Din cauza mea încurcat fiind, n-a reușit să se ducă la start. Eu din motive de muncă anul ăsta, după 6 ani consecutivi, fără să lipsesc, o să lipsesc. Ăsta este tricoul oficial Racers. Nu e ușor să-l obții. Sigur că există un magazin la hotel acolo la Sibiu. Poți să-l cumperi cu bani, dar șmecheria e să nu-l iei cu bani, ci să-l meriți. Eu am 6 acasă, de culori diferite. După cum vedeți, pe spate scrie și nu e o treabă de marketing, așa e. Pe planetă, oriunde mergi, dacă ești motociclist și spui de România, motocicliștii spun: a, Romaniacs, you're a Romaniac! Ți se deschid uși, oamenii te ajută, oricum motocicliștii se ajută pe planetă între ei. Îi salut pe sportivi, îi salut pe românii noștri, sper să facem măcar un podium și anul ăsta. Dar vreau să-i salut neapărat pe oamenii de la Sibiu, din jurul Sibiului, unul pentru...